la Școala Superioară de Aviație nu se pregătesc doar piloții Ministerului Apărării Naționale, ci și cei ai Ministerului de Interne și ai Serviciului Român de Informații. La sfârșitul școlii militare, datorită instructorilor de aici, ei vor avea și licență civilă. Încă din primul an al școlii militare, viitorii piloți vin și la Școala de Aviație Civilă de la Băneasa. Până la examenul pentru licența comercială, cei care pilotează elicoptere adună 150 de ore de zbor și 500 de teorie, iar un viitor pilot de avion strânge 200 de ore de zbor și 700 de teorie. Caut să le împărtășesc tot ce știu eu, ca să mă laud un piculeț, toți elevii mei sunt în viață. Majoritatea instructorilor sunt foști militari, oameni cu multă experiență, oameni care au o experiență vastă, diverse cazuri speciale rezolvate, curse făcute. 78 de viitori piloți militari se pregătesc la Școala Superioară de Aviație pentru a obține și licențe comerciale. Cifra crește de la an la an. Anul trecut am avut în școală undeva la 50 de elevi militari și undeva la 100 de elevi civili, totalizând în număr de ore de zbor undeva la 7.000 de ore de zbor. După cei 4 ani de pregătire, piloții militari obțin și licență comercială în urma examenului de la Autoritatea Civilă Aeriană. După ce se retrag din armată, ei pot continua să zboare pentru companii, fără să mai fie nevoiți să plătească 10.000 de euro pentru licență.